Antonio discuta cu băieții și încerca să-și dea seama unde a greșit, de nu a fost atât de bine primit și a avut acele clinciuri cu băieții. Spunea el că e posibil ca atunci de la prezentare să fi pășit chiar cu stângul în cadrul competiției, pentru că îi puneau întrebări legate de fetele din cuplu și el a declarat că dacă este loc, se bagă. Dima și Andrei spuneau că nu are nicio legătură asta. În plus, Dima a mai spus că nici nu a băgat de seamă, nu a auzit să fi declarat Antonio acest lucru. Deci nu asta a fost problema. Antonio spunea că și el când a intrat a venit cu un vibe bun, a avut aceeași Caterinca, sunt cuvintele lui, la fel ca și noul concurent, Zein, și totuși nu a fost primit la fel. De fapt, eu cred că problema a fost că a spus foarte direct ce a gândit, ce a văzut din afara competiției. Probabil a crezut că în cazul în care comentezi mai mult, ești mai bine văzut, nu știu.